Salutare, salutare! Sunt Mădălin și vă urez bine ați venit la un nou episod de pe minunatul nostru canal PC Gearish TV. În urmă cu două săptămâni vă prezentam primul router ce ne intrase pe mână cu noua tehnologie Wireless AC. Astăzi a venit timpul să vă prezentăm și unul mezinul familiei AC de la Linksys. Linksys EA6300. Înainte de a ne apuca să vorbim despre el, haideți să vedem ce avem în pachetul acestui minunat produs. În pachetul produsului avem un manual de utilizare foarte, foarte util să-l țineți aproape de voi până ce terminați configurarea routerului. Routerul, un card cu parolele de wireless, un CD de instalare, un patch pentru conectarea routerului la notebook sau desktop și, bineînțeles, încărcătorul produsului nostru. Linksys EA6300 are antenele wireless interne, iar porturile prin care se conectează la laptop, desktop, wireless și așa mai departe sunt precum urmează. 4 porturi gigabit, un port WAN, un port USB, butonul pentru VPS, reset, portul de alimentare și, nu în ultimul rând, un switch on-off. Linksys EA6300 are o viteză maximă comparabilă cu de 3 ori viteza unui router ce suportă doar standardul Wireless N, permițând streamingul conținutului video high definition, sincronizarea și download-ul mai rapid pentru ca voi să puteți beneficia de o experiență cât mai bună. Suportă standardele Dual Band N300 și standardul Wireless AC867, dispune de un port USB 3.0, cum bine spuneam mai devreme, ce permite conectarea unui hard disk extern pentru sincronizarea și transferul fișierelor, ce transformă routerul într-un, hai să zicem, server de fișiere de bază, iar prin intermediul aplicațiilor Linksys disponibile pe App Store și alte piețe digitale, puteți beneficia inclusiv de controlul de la distanță al routerului. Este compatibil cu o mare varietate de device-uri wireless, inclusiv cele care suportă standardele mai vechi, cum ar fi B și G, și integrează 4 porturi de mare viteză de tip gigabit, ceea ce înseamnă că PC-urile legate prin fir la EA6300 vor avea la dispoziție în rețeaua formată, cu ajutorul acestui router, cea mai mare viteză disponibilă la această oră pentru utilizatorii casnici. Astfel, plasarea în rețeaua unui media server ori a unui alt tip de device pe care presupunem că le aveți deja acasă, ce necesită o viteză mare de transfer, nu pune absolut nicio problemă. În ceea ce privesc performanțele wireless, pe lângă posibilitatea de setare foarte facilă cu ajutorul CD-ului sau urmând pașii din manualul de care vorbeam mai devreme, routerul beneficiază de tehnologia beamforming pentru a îmbunătăți automat raza de acțiune și performanța livrată către end-user. Din punct de vedere al securității, pune la dispoziție obișnuitul standard VPA 2, pe care recomandăm cu căldură tuturor, fiind mult mai sigur decât precedentul VPA și cu siguranță mult mai ok decât neparolarea și permiterea accesului liber oricărui este dispus să se conecteze. Dacă totuși doriți din anumite motive să împărtășiți rețeaua wireless formată cu ajutorul EA6300, o puteți face fără probleme setând un guest access neparolat, în timp ce propria conexiune la internet va rămâne singura grație criptării VPA2 și a firewall-ului SPI inclus. O altă funcție interesantă inclusă în EA6300, dar și în alte produse din acest segment de preț, este funcția QoS sau Quality of Service, care se asigură de creșterea sau scăderea priorității pachetelor de date în concordanță cu regulile presetate. Astfel, dacă setați ca browsing-ul pe net să aibă cea mai mare prioritate, download-ul o prioritate medie și transferul de fișiere prin protocolul FTP să aibă o prioritate scăzută, atunci, în funcție de încărcare și de resursele disponibile, EA6300 se va asigura că respectivele reguli sunt într-adevăr respectate. În practică, aceste reguli care țin de funcția Quality of Service favorizează în primul rând gamingul online, livrând o latență cât mai mică a traficului către serverele jocului vostru online preferat.
O altă funcție benefică pentru care fiecare router trebuie să fie certificat este cea DLNA, care permite, așa cum spuneam și mai devreme, conectarea unui hard disk extern pe conexiunea USB 3.0 sau orice altă interfață de tip USB pentru a facilita stocarea în rețeaua fișierelor multimedia. Standardul DLNA împreună cu porturile gigabit și nu în ultimul rând standardele wireless N și sau AC se vor asigura că streamingul filmelor, al fotografiilor sau chiar al colecției voastre de MP3 se va desfășura fără probleme oriunde veți alege să le redați. Tot ce trebuie să faceți, repetăm, este să conectați un hard disk extern pe USB 3.0, să dați drumul funcției DLNA și să conectați la device-ul de playback un cablu de rețea sau un stick wireless care vor permite streamingul fișierelor și sunteți gata! Chiar dacă nu o folosiți momentan, integrarea funcției DLNA într-un router ca Linksys EA6300 vă scutește de achiziționarea ulterioară a unui NAS sau a unui alt device specializat de tip media server, care va costa în plus o sumă suplimentară destul de frumoșică. Pentru cei care nu beneficiază momentan de plăci wireless de tip AC în laptop sau în desktopul pe care îl dețin, le recomandăm cu căldură acest tip de mini adaptoare. Avem aici Linksys AE6000, foarte mic, foarte portabil, ce suportă atât standardul N cât și standardul AC. Pe standard N avem o rată de transfer de 150 de mega, iar pe standardul AC avem o rată de transfer de aproximativ 450 de mega. Închidem aici acest episod, nu înainte de a vă ruga să apăsați butonul de subscribe, să lăsați comentarii cu părerile voastre legate de acest router sau unul comparabil, dar și părerile voastre legate de tehnologia wireless AC care ne bate grav de tot la ușă. Iar noi până data viitoare, atât eu cât și colegul meu Solwise, dar și întreaga echipă PC Garage, vă urăm toate cele bune și să aveți un weekend cât mai plăcut. Și ca să nu uit, dacă aveți subiecte despre care doriți să discutăm într-unul din episoadele viitoare, lăsați-ne un coment sau contactați-ne pe privat prin intermediul forumului nostru mygarage.ro. Vom încerca să îndeplinim pe rând dorințele voastre, pentru că acest canal YouTube PC Garage TV vă este dedicat.